poate nu mi se pare interesante și importante, dar eu tot trebuie să le spun pentru că eu tot cred că sunt cele mai importante, după aceea vă răspund întrebările dumneavoastră. Vă rog, spuneți. Companiile străine sunt foarte interesante pe care pe partea de cargo. Sunt două lucruri care trebuie îndeplinite pentru că susțin acest proiect. Am discutat cu oameni de aici din zonă. Primul lucru, trebuie lămurită totuși situația pe plan local. Consiliul Județean, Primărie, nu vreau să mă bag eu să rezolv conflictele pe plan local. Dacă vor să-l țină ei și să-i sprijinim noi, dacă vor să-l dea la Ministerul Transporturilor, deci trebuie să se decidă ei spre binele Brașovului. Al doilea lucru, trebuie să integrăm aeroportul Brașov în strategia regională, pentru că știți bine, există aeroport la Sibiu, există aeroport la Târgu Mureș și evident va fi o competiție între ele. Brașovul, din punctul meu de vedere, știu, cunoscând foarte bine și numărul populației și partea economică și partea turistică, sigur că ar putea să fie în pole position. Dar după ce autoritățile locale se hotărăsc exact modul în care vor să facă să dezvolte acest proiect, din partea guvernului și a mea personală există tot sprijinul pentru că e o idee bună și necesară. Chiar dacă îl țin la Brașov, nu pe doamnă Ministerul Transportului este și finanța? Dacă s-au hotărât și îl țin la Brașov și dacă s-au hotărât câți bani investesc și cât de transparent fac aceste investiții, pentru că altfel noi nu putem să dăm bani de la buget și să nu știm ce se întâmplă cu ei, și asta e o soluție, nu mă deranjează absolut deloc. Mă interesează doar dacă rămâne la Consiliul Județean, repet, partea a doua. Trebuie integrat în dezvoltarea regională, pentru că dacă se canibalizează cu Sibiu și cu Târgu Mureșu, nu cred că asta e soluția. Soluția e de a se dezvolta toate trei și de a avea fiecare un specific. Ce se întâmplă cu autostrada Brașov-Comarnic? Exista un termen limită, 15 aprilie. Ce se va face, nu se va face? E clar din punctul meu de vedere că soluția inițială, parteneriatul public-privat, pe care eu în continuare o consideram cea mai bună, pentru că era realistă, nu poate fi realizată în lipsa unui consens politic. Altfel pățim ca și cu Bechtelul, adică începem noi și vin ceilalți și opresc. Ori ați văzut foarte clar poziția colegilor de la PNL, au țipat, au zis că e groaznic, că e cumplit, motiv pentru care un ministru rus a pus această autostradă pe masterplanul aprobat de Comisia Europeană și probabil că o să o facem din buget. Dar din buget înseamnă să avem bani. Dacă nu vine firma privată cu banii, trebuie să-i punem noi. Domnule, cine va fi constructorul? De unde să știu cine va fi constructorul? Cel care oferă categoric condițiile prevăzute de lege pentru lucrările finanțate din buget. Dacă erau parteneria public-privat, veneau ei cu banii. Dar deci acea licitație este terminată cu câștigătorul desemnat, consorțiul aprobat? Era terminată în sensul în care se desemnase câștigătorul. Dar eu am... Știu, poate se mai gândesc colegii de la PNL și își dau seama că cu populismul ăsta, că de fapt toate calculele au fost făcute de către instituțiile internaționale. Cu populismul ăsta nu o să avem niciodată autostradă, că știți, când au fost ei, n-au făcut-o. Noi suntem aici, dar eu nu vreau să-mi asum să semnez ceva care la anul sau peste 2 ani are soarta autostrăzii Transilvania. Uitați-vă că autostrada Transilvania trebuie să fie gata din 2008, nu? 2009. Și de-abia acum am repornit-o și va fi gata la anul. Cu câștigătorul de semn. Eu v-am răspuns, după care dumneavoastră veți face analizele cum doriți. Ne puteți spune, vă rog frumos, cum vedeți proiectul privind introducerea pensiilor speciale pentru parlamentari și dacă ne puteți spune cum va vota deputatul Victor Ponta acest proiect? Dați-mi voie să vorbesc despre activitatea mea ca prim-ministru și când mergeți la Parlament, vorbiți cu colegii parlamentari. La Uzina Dacia este meeting, cei de acolo spun că au pierdere pentru că nu s-a construit autostrada Pitești-Sibiu. Hai să fim serioși. Eu știu că sunt pe profit. 1. 2. Eu mai știu că dacă o mai țin în meetinguri, o să se mute producția în Maroc. Deci fac un apel la liderii de sindicat. Eu știu foarte bine care este nivelul de salarizare la Dacia, știu foarte bine câte proiecte am sprijinit cu ajutor de stat, știu foarte bine că Dacia e importantă pentru noi și pentru România și fac un apel la rațiune din partea liderilor de sindicat, că la un moment dat am fost foarte aproape în decembrie, dacă nu mă înșel, de o criză mare cu patronatul, nu cu noi, că nu suntem noi patroni. Deci întotdeauna să fie rezonabil. Pentru că altfel, nu uitați că
Dacia are o variantă. Are o variantă și eu nu vreau să-i văd din cauza grevelor și sindicatelor că se mută în altă parte. Haideți să fim toți raționali și o să fie bine. Eu vreau să mai întreb dacă veți sanționa pe șeful ANAF așa cum au cerut parlamentarii. Atât a fost chemat în Parlament pentru a da explicații legate de verificările care s-au făcut în țară și el nu s-a prezentat. Eu vreau să lămuresc un lucru. Faptul că ANAF își face treaba și sancționează pe evazioniștii fiscali e un lucru bun pe care îl susțin. Populismul ăsta în care vrem să ne dăm bine cu evazioniștii și să uităm că, de fapt, în felul ăsta îi protejăm pe oamenii cinstiți și pe cei care plătesc taxe și impozite, eu nu-l susțin. Mai departe, nu știu despre ce e vorba azi la Parlament, o să verific și o să vă răspund, dar cred că era important să vă spun cum văd situația de principiu. De asemenea, dacă există abuzuri, am cerut și vor fi sancționate. Domnule prim-ministru, ați fost invitat pentru luni. Ați fost invitați liderii de partide pentru luna la Cotroceni, la consultări cu președintele. Cu ce agendă merge delegația PSD? Păi n-am stabilit noi agenda. A stabilit-o președintele. Când te invită cineva la el, nu-i spui tu. Să-i spui pe lângă asta, mai discutăm și. Am vrea să mai discutăm și. Nu, cred că e foarte bine să discutăm despre reforma electorală și despre revizuirea Constituției. Sunt teme importante. Eu nu le aloc foarte mult din timpul meu pentru că cred că aveți nevoie de un prim-ministru care să-și facă treaba la guvern și, după cum ați văzut, cu guvernul mergem în direcția bună. Celelalte lucruri se discută. Aveți vreo nemulțumire față de reproșurile pe care le face președintele Iohannis că sunt, nu știu, 6 legi care nu au fost modificate așa cum a cerut dânsul? Nu știu de acele reproșuri și dacă am vreo nemulțumire... Am un dialog foarte bun cu președintele și îi transmit domniei sale, nu prin presă. Vremurile cu președintele și primul ministru care își tot reproșeau prin presă au trecut.